Vinerea avem program la Antena 1 de ceva timp. Vinerea este pentru Lasă-mă îmi place, camera 609, parte din actori pe canapeaua de la Neața și o să vă fac prezentările începând din dreapta. Este Maria Țăpușă, să rămână bună dimineața. Credeam că dreapta mea. Adică, da, mă rog. Cealaltă dreapta, e simplu. Da. Maria Țăpușă este din Constanța, bucureșteancă prin adopție și dacă exact. Vi se pare cunoscută, să știți că are multe videoclipuri la activ cu artiști mari din România și înțeleg scena modelingului nu vă mai este străină. Exact. Frumos am zis. Da. Din Drobeta Turnu Severin, de fapt din Mehedinți, Orșova, sau cum ar zice mai toți orșovenii, din Banat. Banat. E o glumă a noastră, că e Carașul lângă. Alexandra Ciobanu, bună dimineața, bine ai venit. Și de la Dej Cluj. Dej Cluj. A ieșit soarele la Dej Cluj. Da. A venit și Emanuel Cârstea. Parte dintre voi, pe lângă faptul că sunteți fani ai personajului din serial, sunteți fani și ai muzicii lui. Muzică pe care ne-o va și cânta în cele muzică ce scrisă de mine, muzică și text. Asta e bucuria mea. Serios? Dar să vorbim despre... Deci ceea ce se numește un cantautor. Se știe. Da. Ești din acela? Nu din acela, adevărat că nu. Da, da, da. Știi care e planta preferată a unui manelist? Nu. Trestie! Da. Spune-mi de tine. Eu sunt Emanuel Cârstea, dar pentru că ai pomenit că vine camera 6-9 peste noi la ora 8:30 aici. Așa. Pe Antena 1. Bun. Eu sunt în serial doctor ginecolog. Bună dimineața! Așa. Cum ai? Ce joci? Vă luați de muncă și acasă? Nu, halatul rămâne pe set. Am înțeles. Da, din păcate. Că să fie foarte complicat. Tu ce ești de profesie? Ce ai, în ce zonă? De la brâu în jos. Nu, mă, ce ai te? Glumesc. Da, nu filmă în viața reală. Eu sunt cântăreț în viața reală. Ești cântăreț, da. N-ai nicio treabă cu... Consultul? Ba da, la inimi, cu muzica. De ce nu te-am făcut cardiolog? Ești cardiolog pe inimă. Am înțeles, deci tu ești medic obstetrician. Vezi că e și un exercițiu de dicție pentru tine. Ok, o zici doar tu că nu poți să mă zic și eu. Așa? Dar eu sunt în serial, sunt Victor Popescu. De aici și cei care au urmărit primul episod sau n-au urmărit primul episod, găsiți și pe Antena Play. Okay. Se face ești o mimă zburdalnică așa? Adică... Sunt. Și cu privirea și cu inima. Se face o mică confuzie cu personajul principal pe care joacă Matei. Uh-huh. Amândoi suntem Victori. Pe el Pop, eu Popescu. Ok. Și de asta, că zice el o vorbă foarte frumoasă în primul episod, dragostea e pentru proști. Și dacă dragostea e pentru proști, pot să mă număr printre aia, pentru că așa e personajul meu, îndrăgostit. Și rămân doar cu privitul. Deci medic care știe exact cum e cu dragostea, el e suflet de vioară. Exact. Am înțeles. Alexandra, cum e personajul tău? Liniștit. Liniștit? Liniștit, stă, observă, intervine când e nevoie să îi se cere. Din experiență proprie, nu știu pe nimeni tot. Din Orșova liniștit? Nu e, în realitate nu e, vă zic că suntem și prieteni. Deloc, confirmăm. Deci n-are nicio legătură, asta am vrut să demonstrez. Maria, asta am vrut să-și demonstrez. Dar mă regăsesc, sunt o persoană serioasă la muncă. Aha. Și Roxana este și eu sunt. Rămâi în personaj mult timp? Da. Da. Cred, da, aștept. Încă văd, încă aștept să văd ce observă. Ce când mai are de observat. Când ai auzit că o să ai un rol în serial, te-ai gândit la rolul ăsta sau ai fi vrut ceva mai expansiv? Nu m-am gândit la rolul ăsta, dar rolul ăsta mi se potrivește cel mai bine. Mm-hmm. Dacă e ginecolog, tu ce ești în film? Ce meserie ai? Sunt secretar. A lui? Nu, acelui Victor. Dar Victor Popescu. Am înțeles. Ești ușor, ești intrigantă ușor, ești genul acela de văbiuța secretară, subțirică și sfințară? Nu, sunt de fapt partea lui Victor Pop. Am și înțeles. Bat pe toată lumea să nu se ajungă să îi se facă rău. Ești o crotitoare, am înțeles, da, ești aceea cu bun. Maria, cum e personajul tău? Mara e mezina familiei Georgescu, e cea mai mică surioară și cred că cea mai rea, cumva. Eu mă ocup să-mi stresez mama, surorile, îmi place designul vestimentar foarte mult. Deci te-ai nimerit cumva? Cumva se potrivește, da, 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 adică în aceeași zonă, multe n-ai de improvizat aici. E,
Da, ceva de genul. Ok, dacă ar fi să descrieți serialul ăsta într-un singur cuvânt, cam care ar fi acela? Senzațional. A, bun, am înțeles. Intrigă, incertitudine. Asta, da, după ochi m-am... La Constanța numai pe incertitudine așa. S-a avut și în platou numai incertitudine, adică Amalia te pupă. Plutește certitudinea în platou. Am înțeles. Uite, o să te lăsăm, Emanuel, să fugi la cântat. O să le mulțumesc celor două, Maria și Alexandra, că au punctat momentul ăsta, 20:30 în această seară pe Antena 1. 20:30, Antena 1, camera 609 și dacă ratați și pe Antena Play. Sau duminică, în reluare. În reluare. Cum e să joci alături de mari actori? Ați visat asta vreodată? E o presiune care, evident, există, pentru că mai ales noi două, care suntem cumva amatoare, că nu avem niciun studiu în domeniul ăsta, există o presiune ca să te ridici la nivelul așteptărilor și să nu curgi când ești prima oară pe un platou. Avem multe de învățat de la ei. Da, da, da. Și când ești prima oară pe un platou, nu știi cum funcționează, unde te uiți, lumini, poveste adevărată pe Calea Victoriei în fața Muzeului de Istorie, Magda Cato stătea cu mine la semafor și a zis: hei, salut, salut, mă duc la filmări, camera 609, să rămână doamnă, să fie cu noroc. Joci? Băi, când a zis joci, nu că aș fi jucat vreodată în ceva, nici măcar într-un ban, videoclipuri am făcut. Am vreo 80 de milioane. Este o scumpă. Vă mulțumim tare mult, fetelor, baftă mare în seara asta, 20:30 la Antena 1. Emanuel este pregătit, Dumnezeu este cu noi, asta înseamnă, da? Emanuel, fii cu noi, te rog, de la Deji. O piesă